înainte de a începe acest video, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Revenim cu videoul. Salutare, fraților, Ștefan, și bine v-am regăsit la un nou clip. Fraților, astăzi pornim un nou mod pack numit Pixelmon. Fraților, dacă vă întrebați de ce fac acum acest intro, pentru că nu v-am arătat ce Pokémon mi-am ales, Pokémon deja are level 7 și începe cu level 5, o să vă explic foarte repede. Am pierdut intro-ul, din păcate, nu știu cum am făcut, dar l-am pierdut. Nu cred că a filmat în momentul de fapt când pornisem și, bă, acum filmează? Da, acum filmează. Nu am pornit filmarea, cred că am pierdut intro-ul. Dar îl fac acum, fraților. Vreau să vă zic de ce am al doilea mod pe care vreau să vă răspund această întrebare. De ce am al doilea mod pe care e bine? Pixelmon vreau să fie o serie pe care o am în episoade, iar Attack of the Beatim să fie făcut de pe live stream. Nu știu, mi-a venit mie așa, mi se pare mai plăcut de editat Pixelmon decât Attack of the Beatim. Fraților, nu uitați cât mai multe like-uri și haideți să revenim cu episoadele, cu părțile, să vedeți cum am făcut level 7 și continuare. Guys, da, am revenit și am găsit un trainer de level 10 aici, am zis, are un purloin. My God, cât mi-a dat, am zis că pot să bat și trainerul ăsta, dar bine, trainerul poate să aibă mai mult de un Pokémon, evident, asta e logic, what the fuck, ce Pokémon oficiala. Guys, da, trebuie și să minez, dar o să minez, evident, și o să fac fermele off-camera. Nu am de gând să fac fermele on-camera, adică să fie toate astea. Din episodul următor o să-mi face și casa acum, decât... din casă o să fiu undeva pe aici. Acum tot ceea ce fac eu, uite-mă, ca un Pokémon de nivel mic să-i bat și să fac level mare. În sfârșit, pe cineva pe care pot să bat și mamă, dacă mă bate asta de level 3, să mă apuc, nu pun într-o cușcă și drop-ul. L-am bătut, de-o să-i fac viața din nou pentru care n-are full. Am bătut aparent un Pokémon de level 3 și n-am făcut level, e clar. Cum fac level? Bătând cât mai mulți Pokémon de nivelul meu sau nivel și mai mare, dacă pot să bat nivel mai mare, deși nu prea pot. Trebuie să caut niște de-aștia. Pe aici nu mai știu. Ăla e trainer, am crezut că e Pikachu. Bine, găsim un Pikachu la un moment dat, Voltor, n-ai aproape. Tu, level 6 ești tu? Hai să mă bag cu ăsta de level 6. S-ar putea să-l bag pe ăsta. Pentru că eu sunt de foc și ăsta e de... Nu mai știu care, cum era, o să mă uit. Mă să mai interesez care cum era, adică focul cu care joacă, parcă cu iarbă. Adică eu, bine, astea sunt abilități normale, nu-ți dă foc. Asta regenerează viața! Bine, de-abia îmi dă damage, dar poate să regenereze viața, aparent. Ai, bă, n-o, serios? Tu îți regenerezi viața? Give up a Pokémon de lor defense. Deci, mamă, frate, dă și dau un layer. Lower defense și acum dă-i. Mamă, ce bucate am prins. Dă-i. Ardă-l, băga mea și. Ardă-l. Îl spărsă-i. Am făcut level up. Take all. Două flori și două nebunele astea. Am făcut level 6, guys. Cu cât faci level mai mare? Dedene, run. Bun, am scăpat. Cu cât faci level mai mare, cu atât îți evoluează și Pokémon, parcă la level 16, prima evoluție și la 36, nu mai știu exact evoluțiile la fiecare. Bine, fiecare Pokémon avea o evoluție, fiecare Pokémon avea evoluție diferită. Da, așa. Fiecare Pokémon avea o evoluție diferită, adică unul poate să evolueze final la level 20, altul poate la level 50 ceva. Depinde de Pokémon, fraților. Haideți că am început să găsesc adversari. Mamă, nu mă sparge. Am spart. Level 7. Am dat drop-ul. Fuck. Mă o să mai dau regen odată la nenea Pokémon al meu. De când filmez de 3 minute de cât de asta, e noua filmare. Să zic așa, să mă uit de când filmez. De 3 minute? Lol, serios? Păi și prima filmare. Păi lol, gen și prima filmare. Aparent asta e prima filmare. Și n-am oprit atunci când... În fine, ce Pokémon e ăsta? Boss, legendary, ăsta are level 7, 27, ăsta e boss. Aha. Două cu boșii. Aha. Două cu boșii. A, atât că mă duc la cioară, asta e mea. Guys, dați foarte multe like-uri pentru acest minigame, pentru că... De ce am decis să încep seria asta? Pentru că mi-a fost doar de niște Pokémon să mă bat așa cu ei.
cu ei, între ei, cu ei. Și am văzut că cel mai popular clip al meu are 180 de vizualizări, 18 la mine are, e cel mai popular la vizualizări, nu așa cel la like-uri, doar că are 180 de vizualizări, primul clip cu Pixelmon, primul și ultimul, evident, dar nu e ultimul, Tauris, parcă ultima posta, nu? Bufalant, le-a schimbat și denumirile în orice caz. L-am rupt. Sunt mic și nu mă prinde. Și cum mă prinde, mă rupe. Pe picioare. Ei. Ei. Ok. What? E boss. Ăsta are, nu mai știu cum îl chema, postare. Înainte, ăsta era Pokémonul meu preferat când era versiunile mai, când erau versiunile mai vechi. Când arăta altfel, adică nu era graficile astea. Ăsta are level peste 30, orice caz, uite. 17. Morbe. Kangaskhan. Da, mă, nu, ăsta nu a schimbat denumirea. Îmi amintesc așa de Pokémon ăștia. Na, nu știu, nu știu, mi-au grav de la... De la... Mi-au grav de la unii Pokémon. Haideți să vedem, mai căutăm pe aici. A, tam. Pokémon mari. Faceți dacă vă întrebați. Gen, 8, 13, nu, 32, nici atât. Dacă, de fapt, ia să mă pun la asta cu 13, că am atac nou. Dacă vă întrebați gen, voi vedeți, hai să zic, astea sunt levele mari momentan, dar pe viitor, mamă, cât mi-a dat țuruițor ție. Mamă, cât mi-a dat. Poate vă întrebați pe viitor, băi, ce fain, când o să ai level mare, mamă, m-a bătut fix la ultimul atac. Când o să ai level mare, tu cum crești Pokémon la level 60-70? Ei bine, sunt niște bomboane speciale, se craftează cu ceva Golden Apple, nu mai știu exact, Candy, nu mai știu cum se numesc, Grow Candy parcă, care când faci o bomboană de aia, îți crește un level la Pokémon, asta e level 17, nu am întrebat cu el, îți crește un level la Pokémon, orice level ar fi, un level îți dă, știi, să fie și level 99, că tot îți dă un level. Levelul maxim al Pokémonilor este de 100. Pleacă-mă de aici că mă spargi. Off camera, am să mă duc. Acum vreau să vă arăt gen lupte așa între Pokémoni. Off camera. Aș vrea să mă duc să caut tepricoturi. Dacă nu știu ce sunt tepricoturile sau cele țâțe. Să farmez. Nu, ca să fac Pokéball-uri, nu de alta. Ca să cresc Pokémonul și să prind alți Pokémoni. Ca să încep deja să prind. Asta e Hypnosis. Sau nu mai știu cum e cealaltă. Mai știu așa Pokémonii, bine, unii chiar, nu știu pentru că sunt noi, dar ăla e Voltorb. Ah, ba nu, ăsta nu-i Voltorb, ăsta e un Pokéball random. Binding Band. Ei. Nu știu ce fac cu el. Uite, Raticate, evoluția lui Rattata, 20 ceva, 24. Păi știi, mai știu, pentru că înainte mă jucam foarte mult. Asta e de la mai nou. Uite un felinar, dar de ce modul ăla, care 40 ceva așa, pleacă de aici, pleacă de aici, nu mă provoca. E foarte rasol. Ăla are level 19. Uite-l pe ăla acolo. Ăla sigur e trainer, adică niciun oraș prin preajmă. Ar trebui și un raise minime, ar trebui. Trader, a, stai trader. Deci ăsta încerc ambipom pe un excadril, excadril. Eu uite-l pe ăsta, mă, munca. Mă, ăsta are level 60. Dar are level 5? Nu are level 50! Bă, trebuia să-mi dau seama, mă, mânca, că nu e level 5. Uite, unde ăsta încere traderul? Un anfină nebun de ăsta. Cât are? Pa... 40! Da. Fraților, revenim când... O, uite, și pe ăsta, puteam să-l luau pe ăsta. Revenim când... Da, îmi dau heal și mai găsim ceva oponent de bătaie. Revenim. Guys, am găsit dușman aparent. Stai să văd dacă filmează. Am făcut și intro-ul adineaurea pentru că aparent a pierdut intro-ul. Mi-am găsit și eu un adversar sentirit level 9, eu sunt level 7, văd că dă ca lumea, dar i-am dat burn, adică arde în chinuri, arzi în chinuri. Am făcut level. Rabbit. Ticol. Iau tot fratele meu. Are level 8, dar e foarte low. Uite încă un ăsta nu e de nivelul meu.
Văd că se spawnează foarte mult. Mamă, ce mișto are costum asta. E gigic. Văd că spawnează foarte mulți trainer prin preajmă. Am făcut și level 8. Fraților, nu știu dacă prindem evoluția pe clipul ăsta, pentru că trebuie să fac level 16 ca să prind evoluția. Are sigur în episodul următor o să prindem așa numita evoluție a Pokémonilor. Până în episodul următor am să caut, o să mă duc să explorez pentru niște apricoturi. Ca să am măcar una din fiecare. Dar nu mai știu, parcă plantam alea, da, știu, gata, știu cum plantam. Dar măcar una din fiecare am nevoie, pentru ca să am, na, pana mea, ca să facă toate pokeball-urile, lasă, stare level 14, lasă, locolesc eu pe el. Din câte mi-am amintesc, așa, pe munte, bine, și pe lângă apă, spawnează un Pokémon mișto legendar, numit Lapra. Lapra, bine, nu e legendar, e un Pokémon rar, nu e legendar. Că legendarii se spawnează o dată la nu știu cât timp. Și scrie în chat, oh my god, ăsta e Graveler. Asta ar fi printre primii Pokémon pe care vreau să-i prind, bine. Pe lângă ea legendar, evident, dar pe aia legendar o să-i prindem când o să facem Master Ball. Nu mai știu cum face Master Ball. Thunderbolt. Păi, acolo le volesc pe Pikachu parcă, sau nu mai știu ce face cu toate cristalele astea. Credeți-mă, fraților, că nu am mai jucat de când am făcut acel clip cu Pixelmon, de atunci n-am mai jucat eu, mamă. Deja aud un Pokémon. Auzeam un Pokémon, auzeam gen cum se face. Pe aici găsești un Onix, o râmă lungă. Dar bine, găsești, dar găsești, nu o găsesc. De-o găsit, nu o găsit. Nu s-o spawnat, aparent. Cadabra, abra. Uite un apricot, mă duc să-l iau. Dar mai întâi ce level ești? 40. Alul. Surf berry. Multe berry. Berry. Încă un apricot. Yay, e pink. Thanks. Asta ce e? Deci pe astea pot să le deschid aparent. Mamă, e la hackbar până... Stai să curg pe apă. Îți spun florile astea, n-am nevoie de flori. Lăsa să curg pe apă până acolo. Îmi dau drop așa. Drop de băieți. Perfect. Haideți să luăm și apricotul ăsta. Este verde sau alb? E verde, cred. Da, e verde. La fel, fac pokeball-uri cu asta. Și va fi totul foarte bine și frumos. Ce sunt astea? Cherry, berry, foarte multe chestii trebuie. Haideți să le pun acolo un slotul din spate, un cont ăsta. LOL, ce ăsta? Mamă, un câine. E foarte mare și mișto. Sunt curios cum să spawna un Pokémon legendar și aș vrea să și-l găsesc, dar dacă îl găsesc, dar degeaba, că n-am legendari. Pokémon legendar se prind cu Master Ball-uri. Master Ball-urile sunt cele mai bune Pokéball-uri cu care prins Pokémonul din prima, adică ai aruncat aia și așa, cu un Pokéball normal, Pokémonii pot să mai scape, știi? Dar cu ăla nu mai scapă. Eu tot coleg de asta, adică nu știu, cred că îmi trebuie, pana mea. Cu Master Ball-ul nu scapă nimica. Adică orice Pokémon ar fi bine. Exceptând Pokémonii boși, care ăia n-ai cum să-i prinzi cu niciun Pokéball. Ia să mă bat și cu urecheatul ăsta. Sunt destul de parte de casă, n-am nici waypoint-uri, așa că dacă m-ar bate ăsta, ar fi trist. Take all. Clay and Crystal. Sunt destul de low, nu prea mai am viață la Pokémon, așa că ar trebui să mă întorc. Asta cred că e evoluția lui ăsta ce am mutat la neore. Da, șanse, lasă-mă în pace. Asta cât are level? Dacă e level mic, ăsta 24 și ăsta are 31. Ar fi mișto să mai găsesc Pokéball-ul așa random. 27. E soare? Nu e soare, e alt Pokémon. Asta e Pidgeotto, mă, am foarte mulți Pokémon cunoscuți. De cât timp filmăm, fraților? De 4 minute, oh my god! Bine, clipul e total de 10 minute. Uite Machop! Uite-l! Uite-l și pe ăla. Sunt foarte mulți Pokémon. Ar trebui să încep să plantez astea. Adică, dai numai... Astea. Deja am câteva tipuri. Ar trebui să găsesc neapărat roșii, deci dacă găsești roșii sunt bombardier, dar ce roșiile sunt mai importante, roșiile, albele, negrele și galbenele. Sunt cele mai importante pokeball-uri.
din cauza că cu alea faci pokeball-urile normale și ultra-ball-urile. Ultra-ball-urile sunt cele mai bune. Cum te cheamă? Sorbezea, mă, cum te strigă, mă, ligă. Muzale. Guys, haideți că revenim când îmi dau heal și îmi găsesc la fel nou. Guys, mi-am găsit oponent, un trainer de level 10, hai să vedem. Cu trainerul ăsta m-am mai bătut și inițial. Chiar sunt curios care cum câștig acum. Te rog, te rog, te rog. Nu mă bate. Guys, mi-am găsit oponentul aia de 6. Cel mai bun oponent contra mea. N-are șansă să mă bate. Dacă mă bate și asta, aoleu, mamă. A, mi-a dat 3 damage, e bine, nu mi-a dat mult. Am bătut? Am făcut level, nice. Te call. Yay, mi-a dat lână și mâncare. Haideți că o duc destul de bine, level 9, nu știu ce. Hai că poate facem level 10, poate luăm evoluția, dar nu prea cred. Taunt. Amber. A mea, nu te iartă, taunt. Nu cred că este un editor Rage for three turns. O să dau taunt-ul ăla, dar acum nu pot să dau taunt-ul. Fuck. Fuck, nu pot să dau taunt-ul. Fuck. M-a paralizat. Vă că dă tare! A mea o dă primul. Bă, tu mai ai un sfert de viață, m-am mâncat. Ăsta mai are un sfert de, un sfert de viață, m-am mâncat. Un sfert de picătură de viață mai are, m-am mâncat. Pokémonul ăla și-a dat viața ca să mă bată, m-am mâncat. S-a chinuit, cred că toate abilitățile și-a dat. Trebuia să dai o tantul ăla la început, m-am mâncat, dar l-am dat. Aie. Azi, healuim ăsta. Mai evoluăm și în clipul următor o să încercăm să ne batem cu trainerii din acest institut mirific, pentru că uitați cât de șmecher arată munca. Și acolo sunt trainer de 12, de 16, de 14, de 20.000, de 30.000, de toate nivelele. Aici nu e vreo fierărie. Aici a făcut să termină drumul și acolo e o fermă. Opa! Prin capricot, toate sunt bune, toate epicoturile sunt bune. Din câte înțeles, este la un moment dat, bine, și înainte era. Pun le apricoturi pentru unele tipuri de Pokémon, altele pentru alte tipuri. Eu cred că nu e adevărat. Bine, acum fiecare crede ce vrea. Oh. Bă, prea multe roz. Bine, nu mă supăr, adică, opsai, ia vreau tot coace. Mă bag cu un rând, cu un porumbel. Mamă, cât i-am dat pe hit. Te rog, nu zic că te rog, nu mă atinge. Mamă, mi-a dat 7 de damage. Take all. Nice. Bun. Bun, deci asta. 13 de mă bag cu urmă. Mamă cât i-am dat. Mamă cât i-am dat. Take. Nice. Level 10, foarte, foarte ok, fraților. Nu mai țin mult, mai iau epricoturile astea care le mai, pe care le mai găsesc, asta nu pot să iau. Asta e piatra de aia șmecheră care evoluează un Pokémon numit Eevee. Pui un Pokémon rar la. Înainte, puteai să pornești cu 4 Pokémon. Charmander, Bulbasaur, Squirtle și Eevee, Pokémonul ăsta. Și ăsta era de piatră, știi? Și pe ăsta l-am înlăturat și a început să adauge Pokémon de foc, de apă și de verdeață. Opa! Offset! Mamă, cât animalul! Fă-te încoa! 57, numele tău e Haxorus, sunt mort. Mamă, ăsta-i thumbnail-ul. O, ăsta-i thumbnail-ul. Stai, mă. Ăsta-i prost. Nu se uită la mine. Ia. Fă-te încoa. Perfect. Hai, fraților, că avem și thumbnail. Ce să mai, bro? Bă, ce să mai... Aoleu, stai că eu am Pokémonul mort. Nu mai contează, nu o aiba cu Pokémon. Mai caute epricoturi. Aici, pe modul ăsta, oricum, și dacă ești pe hardcore, nu spawnează nici măcar un zombie, adică nu ai, pur și simplu, nu ai monstre. Asta e un Pokémon, sunt monstre, să zic așa. Știi? Și de-aia m-am dat pe Pixel, ca să nu mor de mâncare, să-mi iau un slot pe minus, nu apă mâncare, să pahrănesc mereu și să am și problemele astea cu mâncare. Plus că, la fel, nu sunt vaci aici.
pe mod pe costa nu sunt vaci, nu sunt porci, nu sunt absolut nimic. Deci n-ai de unde să iei carne decât de la pony Pokémon, cât de urchi și mă mânca. Tu faci cozmaruri noaptea, mă mânca. De cât timp filmăm? Cam ar trebui să închei, dar Red Apricot. O să mai caut pentru că mai trebuie să mai iau neapărat și una neagră. Am mai văzut una aici? Trebuie zic că e neagră, trebuie zic că e neagră. Bă, Mojang mă ascultă, mă, Mojang mă ascultă. Dă să le pun acolo, poate fac eu vă putem pe ne. Am albe, am galbene. Albe, de fapt albe nu cred că am. Da, am galbene, am roșii. Guys, ăsta e Pikachu? Pikachu! O să vreau să am și un Pikachu. Nu chiar așa de bun Pikachu, bine, e destul de bun, doar că... Îl vreau așa mai mult de formă, știi? Să zic, bă, uite că am Pikachu. Offsite, ce e aici? Aia e cel la vă, sigur. Offsite. Vreau să găsesc Pokémon. Guys, bun, da. Cred că m-am rătăcit, dar o să găsesc... A, e acolo. Bun, fraților, mergem acolo, dăm heal la Pokémon și cam atât. Terminăm și noi cu clipul acesta, pentru că nu știu dacă ne-am lungit, dacă nu. Doar că nu vreau să-l fac foarte mare, de 20 ceva de minute, pentru că nu cred că vă uitați tot. Uite că pe aici am mai fost, că văd că ăsta e luat. Bun, fraților, păi cam atât cu acest episod. Bă, eu sper că v-a plăcut. O să... Uite, ăsta e Squirtle, de asta ziceam eu, ăsta e un Pokémon de start. Bun! Păi, fraților, foarte frumos, îi dăm heal. Eu am fost Ștefan și noi ne vom revedea data viitoare. Ciao, les fraților, vă pup!